Numele meu este Alexandra Toma, pentru cei care nu mă cunoașteți. Mă bucur că ne aflăm împreună aici, în această seară, într-un număr atât de mare. Avem o deosebită plăcere de a inaugura astăzi Asociația Artiștilor Plastici Câmpina Artelor, din Câmpina, evident. Iată că în acest municipiu se află foarte mulți oameni care iubesc artele frumoase, care iubesc pictura, sculptura și nu numai. Iată că într-un final, după niște ani de zile în care Casa de Cultură a găzduit numeroase expoziții ale mai multor artiști plastici, tot acest demers s-a cristalizat într-o asociație. Cu greu și cred, sunt convinsă că nu a fost ușor domnule Gabriel Dima, pentru că el este vinovatul pentru existența acestei asociații. Iată că, după cum vă spuneam, nu a fost deloc ușor, dar a reușit să adune lângă dumnealui o serie de creatori de frumos. Și știu că nu este ușor, deoarece este oarecum dificil, nu-i așa, să strângi niște oameni împreună, care probabil au viziuni diferite, au tehnici diferite, au caractere diferite. Cu toate astea, eu vreau să felicit că ai reușit. De câțiva ani tot vorbim de această asociație, iată că anul acesta s-a născut, mă bucur. O să vă citesc așa, merită să știți numele artiștilor care sunt, practic, fondatorii asociației, nu? Cei primii 13, pentru că sunt convinsă că o să urmeze și alții. Sunt convinsă că pe parcurs, când veți vedea câte evenimente frumoase și ce activitate frumoasă au, o să vreți și din parte dintre dumneavoastră să vă alăturați acestui proiect. Așadar, în stânga mea, o să fac un pas în față ca să-i vedeți, Valentin Bălan. De ce? Pentru că e nevoie și de cultură.
evenimentul care s-a în municipiul Câmpina Loc, în 3 septembrie, 1 octombrie 2023, va fi cel mai mare spectacol, cel mai mare eveniment care se intitulează Câmpina Artelor, pentru că am lansat acest proiect încă de anul trecut în Consiliul Local și în municipiul Câmpina, unde, bineînțeles, nu are cum să nu intre și pictura. Vă dau câteva exemple ce se întâmplă timp de o lună de zile. Și când spun asta, nu mă refer doar în weekendurile acestei perioade, ci în fiecare zi. Vom avea expoziții de pictură, nu doar în cele două case, ci și pe stradă, pe bulevard, în restaurante, la terasă, alături de o muzică bună, clasică, un jazz, un spectacol de teatru mai liber, un spectacol pentru păpuși. O să vedeți foarte curând când vom lansa acest mare proiect al municipiului Câmpina. Poezie, sculptură, pictură, teatru, cum am spus mai departe, spectacole de muzică, le vom combina așa cum fiecare om are un suflet și are nevoie de această hrană, cultura. Cu tot ce cuprinde ea, Vă doresc succes, aveți tot sprijinul în calitate, în primul rând, de om, de Alin Moldovean, obiectiv. Dar și în calitate de primar, împreună cu toți colegii mei, și aici am deja o colegă de la taxe și impozite, o artistă, care este o fericită și o curajă să meargă mai departe, să le bucure sufletul și privirea, așa cum vă rog pe toți cei care au pus bazele acestei asociații. Succes și toți avem momente grele în viață. Atunci când privim ceea ce gând și pun pe pământ sau pe sticlă sau pe hârtie, cu siguranță uităm de toate lucrurile grele care ne sunt. Succes! Mulțumesc! Altfel se vorbește aici războiul mai departe.
E minunat. Și, și mă bucur din, din succesele dumneavoastră. Fiecare lucrare în firul său interesant. E foarte interesant. Și de la ea se face des mai tot. Și se face primul pas, nu o să facă nici al doilea. Deci trebuie mers înainte. Chiar dacă nu azi nu-ți place, nu-i faci să-ți placă, dar păi nu-i faci altceva care îți placă încă mai mult, încă mai tare. Deci, cei care m-au invitat și alături de noi la un loc. Voiam să subliniez faptul că noi suntem artiști neprofesioniști, suntem artiști amatori, dar care am avut ocazia, curajul să expunem, să ne judece lumea. Domnul Victor Distop s-a ferit să critique, deși le are cuvânt și îndesat, poate să critique absolut fiecare lucrare, dar cred că cel mai aspru critic sunteți tot dumneavoastră când reușiți, când veți reuși să faceți un tot complet al expoziției noastre și să plecați cu o anumită impresie. Voi vedea dacă v-a plăcut această expoziție atunci când ne vom revedea la celelalte expoziții ale membrilor asociației noastre. Vreau să le mulțumesc și celor care sunt aici, în stânga mea. Nu mă așteptam să fie o așa dorință de a ne uni, de a lucra împreună și de a arăta ceea ce suntem în stare. Vă mulțumesc că ați răspuns unei idei pe care o văd acum concretizată. Și sper ca viitorul să ne aducă mult mai mari satisfacții. Vreau să știți că noi, așa, la început, ne-am hotărât să organizăm câte un salon pe anotimp. Deci veți avea cel puțin 4 saloane ale anotimpurilor aici, la Câmpina. Unde? Nu știu, e o surpriză. Plus o lună de zile, din septembrie și octombrie. E o provocare, e o provocare. E o obligativitate. Da. Ok. Găsim acolo până mă rog acasă, găsim lucrări ca să expunem peste tot. Vă asigur că nu o să aveți spațiile nepanotate. Totodată o să avem expoziții personale. De la fiecare expoziție există o cutumă ca cel care expune să lase amintire, un tablou care intră în patrimoniul Casei de Cultură și va completa acea colecție a artiștilor plastici când vine. Deci îmbogățim și în acest gen patrimoniu cultural al Câmpinei. Totodată vreau să mulțumesc Consiliului Local, pentru că după ce am plecat eu de la Consiliul Local, am lăsat niște proiecte și în fiecare an aceste proiecte au fost finanțate și bugetate. Și vreau să vă mulțumesc enorm. Pentru mine înseamnă foarte mult, pentru că lucrez cu copii, am câțiva aici de față, pentru că lucrez cu oameni maturi, lucrez cu pictori amatori, lucrez cu pictori profesioniști. E păcat, este păcat să nu le punem la oaltă și să iasă un lucru bun. Credem că vom aduce o plus valoare municipiului nostru. Oricum ne-am uitat, în mod sigur este acest lucru. Acum mai depinde și de noi. Trebuie să ne ambiționăm, să răspundem provocărilor. Și să creșteți. Și crește. Să creșteți. Da, dar la un moment dat cineva zice, crești, de la o vârstă încep și crești ca oricum.